Mircea Cantor este un artist foarte coerent, de fapt. Tot demersul lui este foarte, foarte coerent și întotdeauna a fost un bun traficant de energie. Este un artist foarte complex și, în general, preferă să lucreze cu toate mediile artistice posibile. E un artist tânăr, Mircea Cantor, chiar dacă este un artist foarte cunoscut. Asta e începutul, da? Această lucrare, All the Directions. Nu există niciodată doar o singură direcție, doar un singur loc. Există vest și est. Semantica pe care o deschide este atât de vastă și fiecare poate interpreta niște moduri atât de diferite încât, până la urmă, lucrarea își atinge scopul, pentru că scopul lui este să stârnească întrebări. Imaginați-vă un artist român ia cel mai important premiu oferit de mediu francez în artele vizuale, așa? Fără ca el să fie cetățean francez sau să locuiască în Franța. În momentul în care a luat premiul Marcel Duchamp, deși una dintre condițiile acordării premiului era ca artist respectiv să trăiască, să lucreze pe teritoriul Franței, Mircea Cantor locuia și lucra în mare parte din timp într-un sat lângă Târgu Mureș. Pentru expoziția de la MNAC a făcut o serie nouă de fotografii prin care personajul filmului este înlocuit de Monica Bârlădeanu. Ea este cea care reactează, aprinde la fitilul lui care simbolizează vanitatea din filmul din 2012. În acest ciocan există un mic orificiu care are o deschidere atât cât să poți pune înăuntru un gram de heroină. Mie ciocanul ăsta îmi vorbește despre puterea acestui loc, știi? Până la urmă când se decide soarta sau s-a demonstrat tot ceea ce era de demonstrat, așa cum titlul expoziției spune. Ceea ce îl preocupă pe el, mai ales în ultimii ani, este o nevoie de incertitudine, pentru că simte nevoia să lase lucrurile să se mai și întâmple, ca o contrabalansare a tendinței contemporane de a controla absolut totul.